Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bine că facem subiectul ăsta, că m-am plictisit deja de el cât, de cât, cât am numărat și socotit deja. Deci pregătiți-vă, urmează un moment absolut excepțional. Facem numărătoarea inversă a vieții sănătoase. Este un fel de decalog pe care cu 9 puncte. Da, să vă luați de scris. Da. Și poate vă faceți și voi punctajul și ne trimiteți mesaje cu câte puncte ați acumulat. Ne pregătim, să știți, de ceva timp pentru acest moment. Luca a încercat și practic să verifice diverse lucruri. Acum 5 minute am verificat. Sunt 9 obiceiuri pe care trebuie să le urmărim ca să fim sănătoși. Și o să auziți 9, 8, 7, nu știu ce, până la 1. Și fiecare dintre cifre, fiecarei cifre corespunde ceva, un anumit obicei. Și noi o să alocăm puncte, maximum de puncte pentru o viață perfect sănătoasă, cum ar fi potrivit acestui, acestei numărători inverse, ar fi 45 de puncte. Am verificat de 3 ori să fie 45, să nu greșesc, mie mi-a ieșit 45, dacă vă iese altceva. Și o să vedem cât putem să obținem noi din cele 45 de puncte. Așadar, 9 obiceiuri. Primul obicei, 9.000 de pași zilnic de făcut. Și noi am pus, am zis, la 9.000, să zicem 9 puncte. Și ne-am apucat să verificăm fiecare pe telefon, pe aplicațiile respective, câți pași facem noi zilnic în medie. Și mie mi-a ieșit anul ăsta 5.800 de pași pe zi în medie. Câte puncte pun? 6 rotunjim la sus sau... Rotunjește cum vrei tu. Eu nu înțeleg cum ți-a dat 45. Asta mă îngrijorează chiar. 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 egal 45. Ție cât ți-a ieșit? Ești un 5, ești 45. Gata, mergeți. Deci 45. Bun. Domnul Adi Tudor este arbitrul nostru. Domnul Tudor, vă rog să puneți la mine 6 puncte. Dă-i 6. Zaf, tu câte ai? La mine tot 5. Tot 5. La mine pui 5 puncte. De cât ai, mă? Câți pași ai zilnic? Da, ăștia, undeva la 5.000 și ceva. Bine, mă, pune 5 puncte. Poți să 5 primești... puncte. Eu sunt sincer. Poți să primești și bonus sau trebuie să ești limitat la 9? Ce, cât faci? Eu fac peste. Nu cred. Ba da. V-am zis... Zi media. Dar nu înțelegeam de ce. Media e... Cât nu știu unde să mă uit. Pași... Ieri am făcut 10.500 nu de ieri, pași. Nu ieri, media pe an, lasă că ai... Media e de... În 2023 de 9.279. 9 puncte. Și cum faci asta, mă, băi, frate? Băi, azi dimineața aveam, că vorbeam noi aici înainte să începem asta, 430 de pași. Și zic, bă, de unde până unde? Că am avut pașii făcuți din casă până la mașină, de la mașină până aici, da? Da. Și atunci am fost acum până la toaletă. Așa? Și am făcut 115 pași pe segment. Înseamnă, adică doar dusul. Stai prost cu verifica. Dacă 230. Faci 9.000. Adică totuși, câte tarabe sunt în obor? Ca să vizitezi. Pasul mai mic. Bine, mă, pune-i 9 puncte. Deci 8, eu am 9 puncte. 8 ore de somn. La mine pune 5 puncte, că eu dorm 5 ore. 5 eu. Da? Se pun și alea de după masă? Nu, pune cât a fost ultima. Lasă. Păi nu, dar se pun nu, de peste orele noapte. De somn din 24 de ore sau peste noapte? Somn, peste noapte. 8 ore de somn non-stop. Legate. Adică, da. Da. Câte? 6. 6. Da. Mamă, ne bate asta. 7 pahare cu apă. 7 pahare cu apă. Aici... De-aia face Luca, ți-a pașcă să duce mult la baie. Câte pahare cu apă? Aici, păcătuit. 4. Eu cu ceaiul de dimineață, cu nu știu ce... La mine ajung vreo 5. Pune și la mine 5, Adi, te rog frumos. 6 minute de meditație. 8 aici la mine. Aici eu aș zice că noi reușim să nu ne gândim la nimic mult timp. Chiar și în timpul emisiunii am descoperit că unii dintre noi eu cred că 4 ore de meditație. În gol așa de meditație. Serios. Dar trebuie să te gândești la meditație, trebuie să ai, te gândești la... La ale tale. Da. Da. Eu am 6 ori 10. Hai. 60 de minute pe zi meditez. Pune câte 6 puncte la fiecare, Adi, te rog frumos, că sigur facem meditație, nu ne dăm noi seama cât medităm. Da, 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 da. De mâncat fructe și sau legume de 5 ori pe zi. Eu am mâncat ieri un castravete murat. Nu știu dacă se pune. Astăzi am mâncat un pic de zmeură și afine, că am pus în iaurt dimineață. Asta e. Altceva nu. Deci? La mine un punct. La mine merg două. Nu, ce ai mâncat? De obicei mănânc o banană și mai mănânc o rumăr, oriceva, struguri. Extraordinar. Stai, mă, că ai zis că ai mâncat și fructe și castravetele. Ai mâncat la aceeași masă? Nu, pe castravetele vezi, l-am... Ce n-ai fost atent, castravetele. Zacusca e cu tot la legume? Da. Nu. Pune trei. Cum nu? Mă, trebuie crude, crudități. Legume crude? Da. Eu am zero. Eu nu mănânc fructe și nu mănânc legume crude. Da. Din păcate. Dar vinul se pune, că vinul este făcut din fructe. Crude. Și e crud. Da.
Serios. Deci, mai departe, că nu mai avem timp. Eu am zis un punct, castravetele murate a fost ieri, Luca. Gata, am înțeles. 4 pauze de relaxare fizică și mentală. Maximul de puncte. 40. Când mă relaxez și mă fac pauze ca lumea, că e foarte sănătos. Da, mă, dar n-ai cum 4. Să depășești 4 cât, puncte. Cât mai 4 puncte fiecare. 4 fiecare. 3 mese sănătoase pe zi. Ce sănătoase înseamnă de strașnice. Da, strașnice. Pune câte 3 la fiecare. Nu, câte 3 la mine pui 2. Nu mănânci decât 2 mese da, pe zi? Din păcate. Nu cred. Serios, eu mănânc una pe la 11 când ajung acasă. Vedeți că zic sănătoase, nu... Și încă una pe la 5. Ce? Da, mă, mâncarea e sănătoasă. Okay. Eu mănânc numai mâncare sănătoasă. Da, n-am da, murit. Și eu mănânc sănătos. Deci nu am mâncat mâncare toxică. Dacă mănânc mâncare toxică, ajung la spital. N-am ajuns la spital. Deci 3 puncte pentru fiecare la asta. 2 ore fără telefon înainte de culcare. 2 ore fără telefon înainte de culcare. Aici poți să pui 0 pe linie. Nu, mie poți să-mi pui 1. Adică o oră. Da. Bine, pune lui 1, pune și mie 1, că eu... Mie punem 0. Dorm, citesc și asta mi-e moaie creierul și mă adorme. Da, asta încerc și eu cu filmul. O sesiune de exerciții fizice. Aici cred că n-are sens să mai discutăm, nu? Adică eu am 1 și voi 0. Ce ce da. Da, deci... bine, n-am eliptică chiar zilnic, recunosc. Am 3. Pune o sesiune la el pe săptămână. Dai o sesiune, dai punct. Dai o sesiune, mie 0 și lui Zav 0. 0. Totuși, mersul până la baie nu este exercițiu fizic? Păi ce, mă duc până, știi cât de departe nu, ăla se pune la pahar cu apă. Și acum o să mă și grăbesc. Câte puncte avem fiecare? Mai avem un minut. Ia ziceți, domnul Tudor, am... haideți. Luați microfonul. Am, după cum v-am anunțat, pe locul al treilea, Zafiu George din București. Câte pe locul 30 de puncte, devansat cu un singur punct la mustață de Petreanu Vlad. Asta da, e de la exercițiile campion fizice, mi se trage. Detașat cu 33 de puncte, 2 peste locul 2, 3 peste locul 3. Deci suntem praf, mă. 33, 31, 30, locul 45. Înțelegi? 45 ar fi maximum. Eu zic să refacem exercițiul ăsta, vezi să fix un an. Eu normal vă bat și la relaxare mentală. Și la pauze și la sesiuni fizice, dar sunt punctajele prea strânse. De-aia, da, mi se pare că ești prea aici. Uneori ești prea relaxat mental. Plus mama, că trebuia să se pună și orele de somn de după masă în astea 8. Eu nu știu de ce, aia cu legate de legate la voi trebuie. Ca să-mi dați dezavantaje. Da, cred că o să mănânc mai mulți castraveciori murați la fripturile cartofi. Acolo e singurul unde n-am punctat la legume, fructe. Și uite, te întreabă cineva, castravetele murate a fost cu tot cu ceafă? A fost cu și curcel în sos de piper și smântână. Deci și cartofi copți la cuptor. Deci n-au fost în ulei cartofii. Judecata de joi în câteva minute. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.